Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă bucur tare mult că suntem astăzi seara aici pentru un eveniment deosebit, o lectură în avantpremieră, Mircea Cărtărescu, Teodoros, roman care se coace acum în cuptoarele tipografiei, va apărea în câteva zile, suntem în numărătoare inversă, sunt posibile precomenzile încă o săptămână. Apoi lansarea lui, prima va fi aici pe 21 noiembrie, iar a doua în weekendul de la Gaudeamus. Țineți minte că avem un Gaudeamus mai întârziat în acest an, va fi între 7 și 11 decembrie, deci după Moș Nicolae. Puneți bani deoparte pentru cărțile de cumpărat abia atunci, nu ca de obicei la sfârșit de noiembrie. Teodoros, un roman despre care știm că e un proiect drag lui Mircea Cărtărescu, încă din jurnalul anului 1991 ni se povestește despre scrisoarea lui Ghica către Alexandri, care îl va locui pe Mircea Cărtărescu preț, iată, de mai bine de 10 ani. Cum a reușit minunea demnă de un magician, e ceva ce aproape cu mintea nu pot cuprinde, ca din câteva rânduri de scrisoare să dezvolte atâtea lumi, căci Teodoros nu e doar o lume, sunt acolo câteva lumi și câteva istorii, timpuri care se întrepătrund, e ceva, cum spun, ce ține de magia scriitorului Mircea Cărtărescu. Nu știu nici ce a ales pentru astă seară, cum n-am știut nici la lectura în avantpremieră din weekendul Bookfestului de la Brașov. Am să mă așez cu minte ca și dumneavoastră aici, lăsându-mă să alunec în ceea ce cu siguranță va fi o vrajă. Ba da. Mulțumesc foarte mult, Lidia, pentru frumoasele tale cuvinte, întotdeauna atât de inspirate și atât de adecvate scopurilor noastre. Vă spun bună seara tuturor, mă bucur foarte mult că suntem împreună. Sper ca cele aproximativ 40 de minute ale lecturii mele să treacă repede și ușor pentru toată lumea, să scăpăm repede, cum se zice. Într-adevăr, cum a spus și Lidia, este o carte din care e foarte greu să aleg, iar mie mi-este cel mai greu să aleg. Un autor niciodată nu-și poate citi propria sa carte, el este singurul care nu are acest privilegiu. El doar o scrie, nu o și citește, și de aceea foarte mulți autori, după doar câțiva ani, nu mai pot să spună mare lucru despre cărțile lor. Și în privința asta mi-amintesc că Franz Kafka avea o foarte frumoasă parabolă care spunea așa: mi s-a decupat din spatele craniului un fragment de os și un șir de oameni trec prin spatele meu și se uită direct în creierul meu. Iar eu sunt foarte trist pentru că dintre toți oamenii de pe lume, numai mie mi-este interzis acest spectacol. Cam așa se întâmplă cu fiecare autor. De aceea mie mi-e foarte greu întotdeauna să aleg un fragment care să-mi spună și mie ceva, nu numai celorlalți care ascultă dintr-o carte scrisă de mine. Iar în cazul romanului Teodoros este incredibil de greu acest lucru, pentru că acest roman este, cum spunea și Lidia, este extrem de extins. Este un roman care se întinde în timp pe aproape 3000 de ani, 2800 de ani, de la primul eveniment și până la ultimul, iar în spațiu se întinde din Danemarca și Anglia până în miezul Africii, până în Etiopia, trecând prin foarte multe lumi, trecând prin arhipelagul grecesc, trecând prin Valahia noastră de la 1830-1860, trecând prin, firește, istoria Etiopiei, trecând prin istoria veche a evreilor, povestită de Biblie, și așa mai departe. Adică este foarte greu
să faci o lectură dintr-unul dintre aceste spații și să faci o idee ascultătorilor despre roman. Din fericire, eu nu mi-am dorit să fac o idee despre roman prin această lectură, ci doar să fac o lectură plăcută dintr-una dintre lumile în care romanul acesta este ancorat. Și ea este istoria biblică a întâlnirii dintre regele Solomon și regina din Sheba, sau din Saba, cum se mai traduce la câteodată, Saba fiind regiunea Etiopiei, deci din miezul Africii, întâlnire care este relatată în Biblie, după cum știți foarte bine, se spune acolo că regina din îndepărtatul sud, din miezul Africii, vine împărat ca să se convingă de marea sa înțelepciune și să vadă minunile care se petreceau în Iudeea în acea vreme, în vremea sa. Ea vine, petrece o vreme în Iudeea, stă la Ierusalim, se convinge de înțelepciunea extraordinară a lui Solomon și apoi pleacă, încărcată de daruri. Biblia nu ne spune nimic altceva. Nu face niciun fel de aluzie la vreo legătură între cei doi conducători de popoare, un bărbat și o femeie, la vreo altfel de legătură decât o legătură oficială. În schimb, există o altă Biblie pe care o are doar poporul etiopian, este Cartea lor sacră, Kebranagast, Cartea strălucirii împăraților, care spune povestea până la capăt. Și anume vorbește despre faptul că după ce a stat câteva luni în regatul Iudeei, în ultima noapte petrecută de regina din Sheba împreună cu Solomon, se petrece și ceea ce noi dornici de povești de dragoste am fi dorit într-adevăr să se petreacă, și anume o noapte petrecută împreună între cei doi, din care rezultă un copil, rezultă un băiat care poartă numele de Menelik. Și cum se face că el pătrunde în povestea mea, în povestea lui Teodoros? Pătrunde prin faptul că Menelik devine primul împărat semilegendar, să spunem așa, din cea mai lungă dinastie din lume, care este dinastia etiopiană. Astfel că el devine într-un fel moșul personajului meu, care, cum știți sau poate încă nu știți, ajunge împăratul Abisiniei, Etiopiei. Deci el este, într-un fel, baza, temelia poveștii etiopiene, care ocupă un spațiu destul de generos în romanul meu. Așa încât a fost absolut natural ca eu să preiau aceste povești din Biblie pe de-o parte, din Kebranagast pe de altă parte, și să încerc să le însuflețesc, să le aduc la viață, să le dau, după puterile mele, o culoare oarecare. Aceasta este primul dintre cele patru episoade legate de regina din Sheba și de Solomon și apoi de fiul lor Menelik din roman. Apare în capitolul al 13-lea, deci în partea a doua a romanului, fiindcă romanul are 33 de capitole, câte 11 în fiecare parte a sa. Prima parte poartă numele de Tudor, a doua Teodoros, a treia Tevodros. E vorba de același nume, darul lui Dumnezeu, Teodoros, mai întâi în valahă, în românește, cum apare în carte, apoi în grecește, apoi în limba amharică sau ghez etiopiană. Este vorba însă de același personaj, personajul central al cărții. Așa încât am să vă citesc întregul capitol al 13-lea, primul din cele patru în care apare povestea de dragoste dintre Solomon și regina din Sheba, pe numele ei Bilkis la naștere, dar căreia toată lumea îi spunea, o să vedeți de ce, Makeda. Înțeleptul împărat Solomon, cel din vechime, care întreba de Dumnezeu la Gabaon ce daruri ar vrea de la el, nu ceruse nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor săi,
ci doar o inimă pricepută ca să deosebească binele de rău, și care ridicase după planurile pe care David, tatălui, le primise chiar de la Domnul, scrise cu degetul său, primul templu în care Dumnezeu cel viu avea să locuiască în întuneric de plin. Avea cunoștință despre îndepărtata țara lui Cuș din miază zi, nu doar fiindcă știa în înțelepciunea lui tot chipul pământului cu toate regatele și împărățiile, ci și pentru că de acolo îi venea, la trei ani odată, pe corăbii, aurul din Ofir. Era cel mai fin aur cu putință, mai fin ca nisipul, cel mai prefirat prin site, și pe acesta l-a folosit împăratul ca să polească Sfânta Sfintelor, cubul de 10 stânge în lungime, lățime și adâncime, din adâncul templului, în care avea să pună chivotul, străjuit de aripile a doi mari heruvimi. Tot cu acest aur se băteau talanții și șechelii cei mai căutați ai vremii, pe care niciun negustor nu-i disprețuia. Povești încă de atunci vechi ca lumea spuneau că în Ofir, ținut de la Marea Roșie aflată între Adulis și Djibouti și locuit de afari, până și stâncile erau de aur, iar orașele aveau ziduri tot din aur curat cu metereze de oricalc. Dacă te coborai din Ierusalim spre țara Egiptului, trebuia să străbați încă atâta drum pe marele fluviu Nil ca să ajungi în fine în sălbatica țara lui Cuș, ce mai purta și numele de Etiopia. Acolo, se zicea, zeii întindeau în fiecare dimineață lângă orașul Meroe masa soarelui, o masă mare plină de toate bunătățile de pe lume, cărnuri și fructe și vinuri în amfore ce puteau sătura mii de oameni. Tot acolo, cei ce mureau, dacă vița lor era nobilă, erau puși în stâlpi de safir străveziu, în casele celor care încă trăiau, rămânând acolo veșnic, fără să putrezească și cu trăsăturile neschimbate. Pe egiptenii din țara Șeolului, israelienii îi cunoșteau bine, erau vecinii lor. Înșelător sprijin în războaie ca trestile ascuțite ce-ți străpung mâna. Iar Solomon era el însuși însurat cu fica lui Faraon. Dar țara lui Cuș, de dincolo de Egipet, le părea sălbatică și misterioasă. Așa încât, când o regină din acea țară îndepărtată îi trimise scrisoare, cum că auzind ea despre înțelepciunea fără de seamă a marelui stăpânitor al Iudeei, ca și de strălucirea și bogăția curții lui, îl roagă umilită să îngăduie roabei sale să-l viziteze, ca să vadă totul cu ochii ei și să audă cu urechile ei din gura împăratului cuvinte naripate, Solomon se simți îmboldit de o patimă veche. Deși înțelept, el trăia în necontenită curvie. Și asta o știa toată suflarea din Iuda, bancă și străinii, ce aplecau capetele dojenitor, rostind vechiul proverb, unde e multă minte, e și nebunie multă. Cu cât înșira mai mulți ani, iar când cea mai frumoasă poveste de dragoste de pe lumea asta își află începutul, împăratul tocmai trecea de 40, cu atât își dovedea mai tare priceperea în toate treburile și cu atât mai multe soții și ibovnice își aducea în palate, încât ajunsese să numere, în cele din urmă, 700 de neveste și 300 de țiitoare, ce îi umpleau odăile de larma certurilor nesfârșite și de veșnice orăcăieli de prunci, încât uneori Solomon se întreba, în marea sa înțelepciune, dacă plăcerile patului meritau o astfel de pacoste. Le luase și dintre evreice, dar și din neamurile pe care Domnul le dăduse distrugerii, pentru ca poporul său să nu se ia după ele, ca să se închine idolilor și să facă urciunile pe care ele le făceau. Femei, moabite, amonite, edomite, sidoniene și hetite, ci au plecat inima către Bali și Astarteele, la care acele muieri se închinau. Erau între ele și câteva etiopiene, negre ca abanosul, cu pielea fără luciu și chipuri nobile, cu nasuri drepte și nări umflate mândru, de parcă fiecare ar fi fost măcar din spiță de regi, dacă nu de-a dreptul născute din zeii din ceruri. Părul lor creț și apânat era totuși atât de moale la mângâierea degetelor încărcate de inele ale împăratului, iar gemetele lor de dragoste în urechile lui erau atât de dulci în sălbăticia lor, mai dulci decât cele mincinoase ale rafinatelor hetaire, încât, ascultând vorbele lingușitoare ale soliei, împăratului îi tresări sub vesmântul de in țesut cu fire de aur, mătularul. Căci femeia cușită care îi trimisese scrisoare de peste mări și țări, nu doar părea regină, ci chiar era și încă o regină fecioară, tânără și frumoasă, după cum îi făcuse cunoscut Benaia, conducătorul oștirii sale,
ce aveau oamenii lui pretutindeni. Numele ei era Macheda. Și acesta era singurul motiv de îngrijorare, se gândise zâmbind împăratul, căci tot Benaia îl încredințase că în limba cușiților din miază zi, el însemna nu așa. Semn al încăpățânării tinerei femei, ce niciodată nu era mulțumită de supușii săi. Se spunea că însăși primele ei vorbe de la care își primise numele fuseseră nu așa, rostite către propria ei mamă când aceasta, legându-i un moț de păr cu o panglică de in, îi smulsese câteva fire. Nu așa, îi spunea acum regina demnitarului care, însărcinat cu grânele, furase o parte din ele. Nu așa, le trimitea în scris generalilor, ce după luni de împresurare nu reușiseră să iau o cetate. Nu așa, le striga celor ce siluiseră vreo femeie și care urmau să fie prăjiți în pucioasă. În sala tronului din casa lui de cedru și chiparos, clădită înainte de însuși templul lui Dumnezeu, împăratul, adulmecând mireasma tare de mirodenii din sacii cu santal, scorțișoară și smirnă, deschiși de soli și baiți înaintea sa, le grăi cu bunăvoință, încuvințând vizita reginei străine. Porunci apoi ca solii să fie purtați de-a lungul și de-a latul palatului său, deschizându-li se toate visteriile și arătându-li se tot ce merita văzut. La plecare îi dărui cu aur, argint și covoare scumpe cât puteau cămilele lor căra. Pentru regină trimise o neasemuită măsuță de fildeș pe care vestitul meșter Ohalia din spița lui Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, o dăltuise, lucrând timp de 7 ani la acea minune vrednică de orice împărat. Solia porni înapoi prin Sinai către Egipet, pe care îl străbătu pe Nil, în corăbii de papirus, iar apoi coborâ pe Nilul albastru printre ibiși și hipopotami până în ținuturile etiopiene. Abia aici călătoria se făcea cu primejdie, fiindcă nenumăratele țărișoare din care Etiopia se alcătuia erau mereu în război unele cu altele, vânând mai ales robi, pe care îi vindeau apoi neguțătorilor fenicieni și arabi. Dacă Egiptul fusese străbătut în mai puțin de 20 de zile, a fost nevoie de mai bine de 100 de zile ca solii să ajungă de la fruntariile țării lui Cuș până în Sheba. Când i se citi scrisoarea cu sigiliul împăratului Solomon, în care în cuvinte grave și mărețe i se permitea reginei să vină la Ierusalim, Macheda sări în sus de pe tron și bătu din palme ca o fetiță. Apoi, cercetând de lung covoarele și sculele de aur și argint, cu o lucrătură ce nu se pomenise în regatul ei, și-și plimbă palmele îndelung pe pildeșul dulce gălbui al măsuței, străveziu și încărcat cu nenumărate filigrane, dăltuite cu imitoare, migală și maestrie. Toate îi se părură minunate, ca o arvună la cele ce avea să mai vadă, și de acum nu mai avea răbdare să ajungă ea însă și în Ierusalimul cel sfânt și la împărat. Regina putea să aibă în acea vreme vreo 19 ani. Înaintea ei domnise pe tronul din Sheba un câine și înainte de câine un crocodil. Era un vechi vicleșug ce îngăduia unei lungi dinastii de slujitori scopiți să guverneze fără să fie din os domnesc în numele animalelor ce întruchipau zei. Când Macheda, moștenitoarea cea adevărată, fusese înlocuită la 12 ani de o maimuță, ea șoptise încetişor, lăsând bărbia în piept, unul dintre faimoasele ei, nu așa. Iar a doua zi maimuța fusese găsită zăcând pe mozaicul podelei din sala tronului, cu țeasta zdrobită și creierii lipsă, alături de ultimul scopit prin care o lance trecuse cu asemenea putere că fusese țintuit de ușa grea de palisandru. Creierii maimuței, preparați cu izmă proaspătă, îi fusese reserviți chiar în acea zi la cină tinerei regine, ce purtase cu acea ocazie pentru prima oară coroana de aur încrustată cu mărgăritare de Sidon. Timp de 7 ani după aceea nimeni nu mai cuteză să-i facă Machedei în pofidă, iar regina domni cu putere și gingășie, vestită și pentru groaznice pedepse, pentru ucigași și tâlhari, și pentru fapte bune, dar mai cu seamă pentru că respinsese cu încăpățânare toate cererile în căsătorie din partea prinților războinici ce răpneau la inima și la regatul ei. Pielea Machedei era neagră ca abanosul și părul ei avea firul gros, muiat în uleiuri și nard scump, împletit în zeci de codițe. Vesmintele de in răsucit, subțiri ca pânza de păianjen, îi lăsau sânii goi, cum se cuvenea reginelor, mame ale popoarelor peste care domneau.
Trupul lui era atrăgător, căci era înaltă și avea șolduri rotunde, iar pentru sporirea frumuseții sale purta delicate podoabe de aur, ce-i străpungeau lobii urechilor, nările și sfârcurile. Mai avea un astfel de mic belciuc și în partea ascunsă dintre pulpe, pierdut în triunghiul părului creț, ornament menit să-l simtă cu degetele la prima îmbrățișare de dragoste, primul prinț războinic ce avea să se arate demn de ea. De neuitat era chipul reginei, ochii ei deștepți și atenți, privirea deprinsă cu slobele, căci puțin din cei ce vedeau același soare în acele zile citiseră mai multe scrieri ca ea. Toate celelalte trăsături ale feței, nasul drept și buzele gingași africane, tatuajul fin de pe obraj și forma rotundă a fălcilor, erau fermecătoare în sine, dar îți câștiga cu adevărat inima vălul de curăție și agerime, ca de mangustă ce dansează în fața șarpelui, așternut peste întreaga ei ființă. Regina prețuia sulimanurile, vesmintele vopsite cu purpura de tir a scoicilor din adâncuri, boabele mari de mărgăritar, jaspul și peruzeaua, săbiile strălucitoare cu mânere de piele, sclavele goale ce dansau din umeri în fața ei și a oaspeților ei, fructele în care își înfigea dinții albi, frumos rotunjiți, dar mai cu seamă prețuia înțelepciunea. Nu era pentru ea mai mare desfătare decât să asculte povești de înțelepciune, să citească istorii vechi pe care îi le deslușeau mai bine sfetnicii bătrâni care citiseră totul. Cu nesfârșită curiozitate, cercetase cartea lui Enoch, cel ce se suise în cer în vremea în care 200 de fii ai cerului, înșelați de mai marele lor, Semiaza, zăriseră din nor pletele despletite ale fiicelor pământului și părându-li se frumoase, coborâseră, le luaseră de soții și le dezvăluiseră tainele împărăției ascunse pe care niciun muritor n-ar fi trebuit să le afle. Iar Enoch stătuse înaintea celui bătrân de zile, care îl trimisese la îngerii rebeli cu vestea că nu vor avea niciodată iertare. Din această carte mai aflase Macheda despre mersul astrelor pe cer, despre drumurile lunii, ale soarelui și stelelor, despre porțile prin care ies vânturile, ploile și furtunile, despre soiurile de copaci și de animale. Cercetase și cartea morților pe care preoții Egipetului o citeau celor aflați pe masa de mumificare, pe când creierul era scos pe nări cu o cange de bronz, aflând din ea drumul plin de primejdii al mortului ce avea să devină, trecând de primejdii cumplite, însuși zeul Osiris. Și era foarte greu să mai aștepte vreo 3 secole ca să poată citi și cărțile lui Isaia și Ieremia. Cu teribilele lor profeții de distrugeri, molime și moarte, ce nu lăsau la o parte nici ținuturile etiopiene. Vai de tine, țară în care răsună zângănit de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei! Tu care trimiți sol pe mare în corăbii de purpură, care plutesc pe luciul apelor! Duceți-vă soliuți la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Voi toți locuitori ai lumii și voi locuitori ai pământului, luați seama când se înalță steagul pe munți și ascultați când sună trâmbița. În felul acesta, cercetând înțelepciunea lumii, ajunsese și la scrierile împăratului Solomon, cel ce domnea pe atunci la miază noapte peste țara iudeilor, fiul regelui David cel răposat. O încântaseră istoriile despre el, o vrăjise nemaipomenita lui agerime în pricinile grele pe care le judeca zi de zi. Toți lăudau, dând slavă lui Dumnezeu, prima sa judecată, în pricina celor 2 femei lăuze, ce veniseră înlăcrimate la tronul său, ca împăratul să le facă dreptate. Căci amândouă născuseră în aceeași noapte, una un prunc viu, iar cealaltă unul mort. Dar cea care născuse pruncul mort schimbase nou născuți între ei și striga sus și tare că pruncul viu e rodul pântecelui ei. Femeile erau acum în fața regelui, blestemându-se una pe alta, iar pruncul, învelit strâns în fâșii de pânză, ca să aibă mai târziu picioarele drepte, era ținut în brațe de o slujnică. Toți ochii erau ațintiți asupra regelui, căci era prima lui judecată și ziua bună, cum avea să spune el însuși mai târziu, de dimineață se cunoaște.
De câte ori ajungea povestea aici, Macheda bătea din palme fericită, că Solomon făcuse atunci un lucru care nu i-ar fi trecut prin minte niciunui alt om, fie el împovărat de ani și albit de înțelepciune. Căci nu legile fără suflet, ce omorau sau cruțau, după cum scria în carte, ci adânca știința sufletului omenesc îi arătase regelui minunata judecată. Solomon chemase un soldat dintre cei care cu sabia scoasă vegheau veșnic la tronul regal și îi poruncise să taie pruncul în două, dând fiecărei femei jumătate din el. După legea cea veche a lui Moise, ce nu ținea seama de fața omului, ucigând orb pe cei ce se încurcau în riturile de neînțeles cerute de Adonai de la poporul său, hotărârea părea dreaptă și nimeni dintre dregătorii din sală nu se simțise săgetat în inimă. Nimeni nu-și sfâșiase veșmântul plângând jertfirea pruncului nevinovat. În cea mai desăvârșită tăcere, soldatul apucase copilul și ridicase sabia asupra sa. Încă o clipă și și-ar fi dus crunta sarcină până la capăt. Atunci s-a auzit țipătul uneia dintre femei: nu-l ucideți, dați-l mai bine celelalte, numai să trăiască. Și atunci s-a întâmplat minunea. Solomon a ridicat mâna, spunându-i oșteanului: bagă sabia în teacă, cea care a vorbit e mama pruncului, să-i fie încredințat numai decât. Niciodată nu se auzise până atunci în lume o astfel de pildă vie, parcă o nouă omenire fusese făurită chiar în acea clipă. Când a auzit prima dată această istorie, regina din Sheba a simțit în inima ei pornirea de a se pleca în fața acelui rege îndepărtat ca înaintea unui zeu, iar această adorare nu era departe de simțământul arzător al dragostei. În lungul timp în care solii s-au dus și s-au întors de la Ierusalim, regina a avut vreme să citească și proverbele lui Solomon și multe dintre cărțile în care el cercetase tot ce se putea ști despre cele aflate în lume, despre toate florile și toate dobitoacele și munți și ape și pustiuri și toate popoarele locuitoare pe pământ și felul cum se pun mesele la petreceri și în ce fel se guvernează împărățiile și bolile care ne păstuiesc neamul omenesc și soroacele femeilor și cum se încheagă oasele pruncului în pântece și despre leviatanul uriaș al mărilor, despre cum se șlefuiesc statuile, cum se vopsesc vesmintele, cum se curăță dinții, cum se scot bătăturile și câte și mai câte, încât nimic n-a scăpat pătrunderii sale. Macheda ardea acum de dorința de a-l vedea și auzi pe cel mai măreț împărat, bărbatul cel mai arătos după cum se auzea și, în pofida vârstei încă tinere, cel mai mare învățat al vremii sale. Și n-am cunoaște îndeajuns firea omenească, aceeași la femei și la bărbați, dacă am crede că fecioara n-a visat măcar o clipă la putința, când avea să meargă la el, a unor îmbrățișări și șoptiri de taină. Oh, bacum încă! Nu o clipă, ci noapte de noapte, în cele 8 luni în care n-a avut știre de la solii trimiși la Ierusalim, regina s-a frământat fără somn în alcovul ei, iar când somnul venea, aducea cu sine vise necuvincioase, din care se trezea umedă și cu obraje arzând. Gătindu-se de călătorie, regina dimineață zi adună, timp de 3 luni întregi, tot ceea ce regatul Shebei avea mai de preț și mai strălucitor. Piper mai întâi, apoi usturoi, ghimbir, turmeric, fenugric, corerima, scorțișoară, cuișoare, ardei iute, apoi sarea cea mai curată din lume, tăiată în formă de elefanți și de broaște țestoase. 30 de cameleoni, ce se hrăneau doar cu aer, fiecare în cușca lui cu o glinjoară de aramă lustruită în care se priveau mereu, rotindu-și ochii și schimbându-și culorile pielii după cum erau puși pe covoare, pe trandafir sau pe piatră cenușie. 24 de cântărețe la harfă, tatuate pe tot trupul, ce erau maestre și la dans, la compus poeme și la arta împreunării, cea mai grea dintre toate. Un piept învechi de când lumea a făcut din os de om, pe care, purtându-l înfipt în păr, vedeai morții cei nevăzuți, care umblă printre cei aflați în viață, și chiar pe Bobo, care noaptea fură și mănâncă pruncii oamenilor. 5 sipete de pietre rare, găsite în peșterile de sub platoul Geralta, și 20 de talanți de aur scos din minele de la Nahisho Terara, purtat fiecare de o cămilă scrisă pe tot trupul cu versete însebaită și având harnașament de lână colorată. Nu lipseau nici noroiul de Nil ce vindeca durerile de oase,
Nici păsările cu pene de cer albastru, cer de amurg și cer înstelat, ce puteau fi jumulite lună de lună, că își le creșteau altele la loc, nici mierea din flori amețitoare, care mâncată pe stomacul gol, te făcea să vorbești într-o limbă necunoscută. Macheda i-ar fi dăruit marelui rege și idolii ei de lemn, răsfățați cu fructe proaspete și coliere de flori în fiecare dimineață, iar serile cu tămâie și nard, dacă n-ar fi auzit că fiul lui David nu credea decât într-un singur mare zeu nevăzut, creatorul cerurilor și pământului. Mai târziu s-a căit că a lăsat idolii acasă, căci la curtea lui Solomon a găsit mulțimi de înfățișeri idolești, dăltuite după chipul tuturor târâtoarelor, peștilor mării și păsărilor din aer și animalele încornorate ce pasc pe câmp, fiecare cu preoții lor, cu jertfele și ofrandele lor, aduse de sutele lui de neveste și țiitoare. Într-un sfârșit a încărcat totul pe 93 de cămile și 80 de catâri de povară, în mijlocul cărora se înălța blândul și arătosul Conijo, elefantul cu filde și poleiți cu aur, ce purta în spinare baldachinul cu perdele de damasc, în care însăși regina avea să călătorească. Lăsă regatul în seama dregătorului cel mai credincios, cel ce ucisese cu ani în urmă maimuța și eunucul cu nume blestemat, și porni la drum legănată de elefant, amețită de zdrângănitul armelor și tropul animalelor, în călătoria din miezul vieții și al sorții ei pe pământ. Tamrin, conducătorul de cămile cel mai priceput, conducea convoiul. Suveica drumurilor dintre Sheba și Ierusalim, începută de Soli Machedei și dusă de ea mai departe, avea să fie urmată de alte drumuri, tot mai pline de peripeții, făcute de cel a cărei naștere și viață regina nici n-o bănuia pe atunci. Între ele, după două decenii, cel mai miraculos drum de caravane petrecut vreodată, căci puterea chivotului însoțise de acea dată convoiul, scoțându-l din meleagurile pământești și conducându-l spre Sheba prin viziune, prevestire și vis. În drumul ei, regina văzu Egiptul, țara Șeolului, ce îi se înfățișă ca un vis de mărire și neînchipuită splendoare. Marele rege de la Ierusalim o luase deja de soție pe fica lui Faraon și o adusese la el, așezând-o în cetatea lui David, unde îi clădise un palat a idomacul al său. Iar Faraon îi dăduse ca zestre Ghezerul, smuls de el de la filisteni, pe care îi omorâse fără milă bărbați, muieri și prunci, ba chiar și animalele de povară. Lucruri peste măsură de ciudate se auzeau despre acea femeie egipțiană ce robise inima împăratului. Ea ar fi fost de vină pentru preacurvia lui Solomon cu idolii neamurilor străine, căci îi dăruise acestuia, se zicea, 1000 de instrumente de muzică, fiecare cu sunet potrivit pentru proslăvirea câte unui singur idol. Tot ea ar fi atârnat peste baldachinul regal o cuvertură brodată și cusută cu pietre scumpe, așa că împăratul, când se trezea din somn, văzând pietrele rare, credea că sunt stele și că era încă noapte. Și se culca la loc. În acest fel, arderile de tot datorate Dumnezeului prea înalt nu se mai puteau face dimineața, că Solomon dormea cu cheile templului sub pernă. Regina se gândea la toate acestea, furioasă deja pe acea muiere, când trecea cu caravanele pe Valea Nilului, în țara unde neamul regelui de la Ierusalim fusese cândva rob, făcând cărămizi de lut în mănosul Goșen. Prin deschizăturile perdelelor grele de damasc, ce o apărau de arșiță și de gângănii, vedea câmpurile roditoare de pe marginile fluviului verde tulbure, felahii negri trudind aplecați, corăbile de papirus, unele mari ca niște case plutitoare, ce alunecau pe apele oglinzilor, oglindind ziduri și grădini, oazele cu câțiva palmieri din deșert, orașele uimitoare, ca niște vedenii de muribund însetat, pline de temple și obeliscuri, ibii și ce veșnic stăteau pe maluri, împreună cu fenicopterii trandafirii. Soarele se ridica din răsărit, ajungea în crucea bolții și cobora către apus, iar apoi caravana adăsta sub stele, în fricul de neînchipuit al nopților deșertului. Soldații rămâneau de veghe, catârii și cămilele zbierau din când în când, simțind vreun șacal, iar Macheda, întinsă pe patul ei de crengi împletite, vedea deodată tot cerul, plin de constelații ce licăreau deasupra ei, și luna perfect rotundă, cu muchia tăioasă, mai mare decât o văzuse vreodată, căci luna era stăpâna mărilor și a pustiului. Tresărea la fluieratul lung al stelelor căzătoare, se bucura să recunoască desenele din broderia cerească,
scaunul și carul și arcașul, ce se rotea odată cu bolta de cristal pe care erau încrustate, se ghemuia de frig și adormea doar spre zori când caravana își urma drumul. Văzu piramidele și labirintul cel încă mai uimitor și mai lăudat decât ele, înconjurate de grădini mărețe și bazine de granit pline de crocodili sacri. Văzu stâlp de piatră cu chipurile lui Faraon și al soției sale. Văzu sfinxul pe care îl întrebă străjuită de doi preoți despre soarta ei viitoare, iar sfinxul cel cu cap omenesc îi dădu răspuns limpede prin preoți. Ulciorul cu apă va hotărî totul. Fu călăuzită într-un loc sacru numit Sakara, unde văzu nouă sarcofage uriașe de granit cu capace de o greutate copleșitoare și în fiecare i s-a spus se afla trupul unui zeu coborât din ceruri. Îl văzu și pe Apis Osiris, vițelul sacru născut dintr-o vacă peste care a căzut o rază din cer. Se afla în mijlocul haremului său de vaci și purta semnele după care fusese recunoscut de preoți. Piele neagră, triunghi alb în frunte, vultur alb pe spinare, scarabeu sub limbă, seminlună albă pe șoldul drept, perd despicați în coadă. Și câte alte minuni nu văzuse regina, trecând cu ochi mari și gura căscată prin acea țară plină de obeliscuri și de zei. După ce trecură de piramide, o luară către răsărit și apoi prin pustia Sinai către miază noapte. Trecură de Edom și intrară în Iudea, la capătul a 4 luni de călătorie grea, zdrobitoare, în care 11 străjeri pieriseră apărând caravana de oamenii pustiei și multe animale își lăsaseră și ele oasele nisip, răpuse de poveri, de lei și de osteneală. Când zăriră în depărtare Berșeba, unde cândva Abraham săpase o fântână, dar acum era un oraș de graniță cu căsuțe albe, știură că primejdia trecuse. La frontiera de sud, îi așteptau 200 de ostași ai regelui, care îi călăuziră apoi prin tot regatul lui Iuda, ținându-l la stânga Mării Moarte, trecând de Hebron, până în capitala din miază noapte a țării, Ierusalimul. Mai merseră astfel preț de 2 zile, în care văzură cu uimire cum cerurile înflorate africane, roșii ca și țărâna de sub picioare, se schimbă în ceruri de aur. Nu erau cuvinte pe lume să înfățișeze Ierusalimul. Nu le găsiseră nici învățații ce orbeau pe sulurile lor de papirus, nu le aflau nici călătorii ce urmau drumul caravanelor și mai târziu nu avusese destule cuvinte nici regina din Șeba ca să înfățișeze curții ei splendoarea fără margini a trufașului oraș. Zidurile sale urcau până la 30 de stânjeni și oștenii ce le străjuiau abia se zăreau pe fisadele de lemn de deasupra lor. Turnuri groase, rotunde, din aceleași pietre șlefuite ce răsfrângeau soarele dimineții, se ridicau unul la fiecare stadiu de zid, iar dincolo de ziduri se zăreau arbori falnici și clădiri semețe. Porțile ce întrerupeau din loc în loc strălucirea peretelui erau enorme blăni din cedru de Liban, ferecate și țintuite, pe care nici focul, nici berbecele nu le puteau birui. Printr-una dintre ele, cea dinspre miază zi, trecu alaiul reginei, primite gloate, cu flori și strigăte de bucurie. Elefantul colosal, cu baldachinul legănându-i se, nărămziu pe spinare și cu filte și îndantelați cu aur curat, stârnea mai cu seamă uimirea femeilor, copiilor și cerșetorilor din cetate, dar și profilul de abanos al reginei, căci draperiile de țesătură grea, brodată, fusese rădate într-o parte pentru ca mulțimile să o vadă și să îi se plece până la pământ. E neagră, neagră dar frumoasă, strigau gloatele, aruncând înaintea alaiului snop de isop. Alții își așternau hainele pestrițe în drum ca să le calce caii străjerilor, catârii și cămilele alaiului. O mireasmă de nard scump, enibahar și scorțișoară se ridica din sacii nenumărați purtați de animalele de povară. Macheda era fericită. Stătea dreaptă între perne, cu părul împletit măiastru și sânii goi, nu rotunjiți ca ai femeilor evreice, ci ascuțiți ca ai idolilor, terminați cu gurguie groase ca fenii, străpunse de inele de aur. Ploapele erau grele de col, iar buzele erau pudrate cu praf azuriu de peruzea. Pe cap avea coroana ei barbară, parte filde și parte aur, bătută în enorme mărgăritare. De la brâu în jos purta o învelitoare strâmtă de purpură feniciană, ce îi arăta rotunjimea șoldurilor. Oricât se străduia să fie țeapănă și plină de demnitate,
Fata nu se putea abține să nu arunce priviri împrejur și chiar să nu chicotească din când în când de bucurie, ascunzându-și dinții albi ca laptele cu o mică maramă pe care o ținea în mână. Gloatele puneau mâinile pe catâri, pe cămile, admirându-le clopoței de aramă de la gât, simțind asprimea păturilor de lână colorată din spinări, se atingeau de slugi și de soldați, de parcă ochii nu le-ar fi fost de ajuns. Niciodată nu mai văzuseră atâta fast și atâta strălucire. Din loc în loc, preoții Domnului, din neamul lui Levi, în vesmintele lor largi și albe, cu craniile rase, alcătuiau câte o insulă de reținere și demnitate, dar și ei înclinau frunțile la trecerea marelui alai, binecuvântând-o pe regina din miază zi, de parcă ar fi știut de pe atunci că peste veacuri Mesia cel mult așteptat avea să o pomenească în vorbe pline de prețuire. Împărăteasa din sud se va scula la judecată alături de generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, iar aici iată că se află unul mai mare decât Solomon. În casa lui de cedru, împăratul o aștepta foindu-se pe scaunul de domnie, jucându-se tulburat cu ciucurile cu fir albastru de aducere aminte de la poalele mantiei. Din vreme în vreme, un slujitor venea în fugă să-i spună unde a ajuns alaiul. Acum e la poarta olăriei. Trece pe valea Tiropoen, pe lângă cetatea lui David. E în Ofel, a luat-o spre poarta cailor. În fine, unul îi strigase pe la al patrulea ceas al zilei. Se apropie de casa împărate, e aproape, ajunge într-o clipită de ochi. Și într-adevăr, Solomon putea auzi deja pașii grei ai elefantului zguduind pământul, clinchetul clopoțeilor, zângănitul armelor și strigătele de bucurie ale mulțimii, pe când alaiul, socotiel, trecea taman prin fața casei fiicei lui Faraon, în drum către palatul său. Pe fiecare dintre slujitorii prosternați în fața tronului, gâfâind încă de alergătură, împăratul îl întreba mereu și mereu un singur lucru. Cum e regina? Ai văzut-o? La care ei răspundeau de parcă s-ar fi vorbit. E neagră, dar frumoasă, împărate. La care mari demnitari, Azaria, fiul lui Tzadok, Elihoref și Ahia, fiii lui Shisha, Ahishar și Osafat, scriitorul, murmurau privindu-se unul pe altul, căci cunoscând metahna împăratului, știau prea bine ce avea să urmeze. Mai necioplit ca toți oștenii, Benaia, fiul lui Ehodia, își săruta vârful degetelor, răsfirindu-le apoi și rânjind cu înțeles către împărat. Goarnele de argint sunară dincolo de porți și împăratul se întreptă din șale pe tronul său măreț, de fildeș acoperit cu aur fin, străjuit de doi lei uriași, tot de aur bătut. Tronul avea 6 trepte dăltuite în porfir, ce oglindeau lumina din sala judecății. Își îndreptă veșmintele și își mângâie barba deja înspicată de fire albe. Tremura de nerăbdare, cum nu și-amintea să fi făcut-o așteptând vreo altă solie. Ce bogat și misterios îi sunau aceste vorbe. Regina din Sheba, de lângă țara Ofirului, cea bogată în aur. Macheda, adică nu așa, neagră, dar frumoasă. Visa deja la fecioara cea încăpățânată și deșteaptă și dulce. Aștepta să-i spună și lui nu așa, cum spunea tuturor. Se întreba dacă într-adevăr citise tot ce era scris, cum se mai spunea doar despre el, și se mira că este în lume o femeie atât de desăvârșită, de lăudată de toată suflarea, cum numai el din toți împărații vremii era proslăvit. Visa mai ales la ascunzișurile trupului ei, pe care și le închipuise în zeci de nopți, pe când frământa în neștire sânii, pântecele și șalele muierilor moabite, amonite, edomite, sidoniene și hetite, cărora le venea rândul la 2 ani odată să se bucure de îmbrățișarea împăratului. De când știa că regina din miază zi era pe drum către el, ajungea doar să-și o închipuie săpată în abanos moale, pentru ca blaga să țâșnească în teaca de carne a altor femei cu o putere și o bucurie pe care nu le mai avusese din tinerețile sale. Mai întâi au pătruns în sala tronului slujitorii reginei, purtând în spinări sacii și cuferele cu daruri. Le-au lăsat jos pe podeaua acoperită cu covoare, înfățișând finici și heruvimi, desfăcându-le și lăsând aromele mirodenilor și mai cu seama neasemuitului piper, ce doar la masa regilor se întâlnea pe atunci, să se ridice către tavanele sprijinite pe coloane groase. Vărsară pe podele nenumărate scule de aur și mii de pietre nestemate de toate culorile, străvezii ca boabele de rouă,
ce scoteau un sunet dulce pe dalele reci. Așezară în semicer cuștile cu cameleoni și în spatele lor aduseră, aproape goale și înmiresmate, fiecare cu țitere și chimbale în mâini, pe cele 20 de cântărețe și dansatoare, femei fără cusur, demne de orice stăpânitor al pământului. Sarea, care mergea la schimb pe atunci la negustori, ca talanții de aur și șechelii de argint, fu și ea înfățișată împăratului în sclipirea ei cristalină. Solomon încuvință cu gesturi măsurate la fiecare dar ce era înfățișat, dar pomelnicul lor se lungea prea tare. În cele din urmă se lăsă tăcere. Porțile rămaseră închise o vreme ce părea nesfârșită. Orice murmur se stinse și orice ochi și orice urechi rămaseră ațintite către intrare. Se auziră deodată alte goarne în curtea din afară, ușile din lemn de trandafir fură date în lături și câțiva demnitari ai reginei, bătrâni venerabili înveșmântați în portul curios al țării lor, pătrunseră în sală și înaintară către tron, în fața căruia se prosternară până la pământ. Urmară preoții scopiți, tineri și rași în creștete ai vechiului zeu, ce se aruncară și ei la pământ, lovind cu frunțile podeaua. În urma lor venea, înaltă și subțire, cu corana pe creștet și sânii goi, regina. Și regina era mai frumoasă decât își închipuise Solomon, fie și în visele sale cele mai aprinse. Sfetnicii și preoții se dădură în lături și Macheda mai făcu câțiva pași singură, către tron. Maestrul de ceremonii îi explicase cu răbdare, încă din curtea din afară, cum se cuvenea să se înfățișeze înaintea împăratului. Trebuia să se lase în brânci la picioarele acestuia, lovind podeaua cu fruntea ca și cei dinainte și să nu se ridice până ce măritul stăpânului o îngăduia. Regina se opri în fața primei trepte și deodată, ridicând capul, îl privi pe împărat drept în ochi. Între ei fulgeră un trăsnet negru, ce îl străpunse pe Solomon până în adâncul inimii. Un vai ieși din toate piepturile, demnitarii se pregătiră să-și sfâșie hainele, iar gărzile ridicară lăncile, pregătiți să o străpungă pe blasfematoare, căci era cu desăvârșire opritor cui, fie și el de os regesc, să privească fața împăratului, fără ca el mai întâi să o îngăduie, iar cel ce ar fi făcut-o era pe dată scos în afara cetății și omorât cu pietre. Totul dură doar o clipă, după care regina a făcut ce trebuia făcut, lăsându-se în genunchi și atingând podeaua cu fruntea. Murmurul și mișcarea se curmară la un gest scurt al mâinii lui Solomon, care după un moment de gândire se ridică de pe tron și coborâ încet și demn cele 6 trepte. Cu mâinile sale o apucă gingaș pe regina de umeri și o ridică în picioare. Privind-o cum stă în fața lui, cât el de înaltă și cu ploapele plecate, strălucind de col, îi spuse vorbele obișnuite de întâmpinare, cuvenite unei stăpânitoare de neamuri, și îi zâmbi cu bunătate. Regina îi răspunse în evreiește, păstrând melodia limbii șebaite și făcând mici greșeli fermecătoare. Marii demnitari, care ar fi sfâșiat-o cu o clipă înainte, se destinseră ca un arc, ce fusese doar cu o clipă în urmă gata să sloboadă săgeata. Fata cea neagră, dar frumoasă, le plăcea și pe măsură ce o ascultau vorbind, le plăcea și mai tare. Chiar și uriașul Benaia, mereu de-a dreapta tronului stăpânului său, se pomeni că nu mai privește pe tânăra regină ca pe muiere bună de adus în așternut, ci cu duioșie, ca pe fica pe care nu avusese niciodată, cele două neveste ale sale, binecuvântându-l doar cu băieți. Căpetenia cheratiților și primul dintre cei 30 de viteji ai lui Solomon, ce îi slujise cu credință și regelui David, tocmai trecuse de 50 de ani și se socotea de acum bătrân. Mulțumesc mult! A fost numai un fragment dintr-una dintre cele 1001 de povești care se țes și întrețes în Teodoros.
Rămânem cu răsuflarea tăiată până l-am aflat și pe dumneavoastră. Eu sunt privilegiată, am apucat să citesc înainte. Asta e când ai pilă la editura Humanitas. Mulțumim mult, Mircea. E, cred, cadou cel mai potrivit și pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți născuți sau aveți numele sub semnul arhanghelilor Mihail și Gavril, dar e surpriză și cel mai frumos cadou pe care putea să-l primească librăria Humanitas de la Cismigiu, care astăzi împlinește 10 anișori, ceea ce în ani de librărie în România face cât 100 de ani, aș spune. Da, mulțumim! Drept care vă invităm să sărbătorim cu un pahar de prosecco, poate și ceva dulce sărat în cafeneaua librăriei și fie să ne întâlnim și când librăria va împlini centenarul. Să fim sănătoși până atunci și noi. Mulțumesc! Sper că o să sărbătorim alături de domnul Mihai Șoraș atunci. Îi spun și eu la mulți ani în public cu mare, mare drag. Și vreau încă o dată să vă mulțumesc tuturor că ați avut atâta răbdare să ascultați acest lung fragment și firește, cum o voi face în detaliu la lansarea propriu-zisă a cărții, voi mulțumi tuturor celor din editura Humanitas care au ajutat la moșirea acestei cărți, destul de dolofane, ca să zic așa. A fost... Exact, exact. Mulțumesc mult!